Bun, hai să vedem. Da, avem aici o străduță. Da, nu știu, am impresia că străduțele astea ar putea fi populate cumva cu mașinuță, ceva, știi? Ți-a care să fie cu spatele, o secundă. Da, cumva o mașină aici, bordura asta făcută și acumva. Da, să vină piatra aia cubică, caroiajul, știi? Chestia asta. Și m-aș folosi de silueta asta de aici un pic să scoatem o chestie mai mult în evidență. Hai, oameni. Da? Și poate, nu știu, aici o verticală în aceasta desenată, știi, exprimată cumva prin transparență, prin ceva, știi? Să marchezi plomba. Sunt făcute un pic copy-paste astea, știi, prea repetitive. Da, nu e rău. Foarte bine. Chiar foarte bine. Hai să punem un fundal, tot așa, triunghiașe, ceva, știi? Un pic de ceva în plus, cam micuț desenate. O umbriță purtată neapărat pentru ce avem aici, da? Cred că în general n-ar strica să aibă o umbriță purtată pe undeva, ca și cum plutesc, știi? Nu știu, aici poate nu, că e complicat de făcut. Aici. Hai că nu uităm la planul la sfârșit. Da, foarte bine. Hai să mai punem niște, da? Niște oameni. Tot așa, și punem niște copaci, piatră cubică aici la... secundă. Da? Piatră cubică aici la pac, 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 bordură. Da? O mașină. Și face un... N-am văzut nicăieri. E și un pic deranjant. N-am văzut la nimeni un prim plan din ăla de mașină. Nici mai chiar nu știm. Ce zic? Ceva cu oglindă, așa știi, și văzut aici în prim plan. Și că un purceluș. Să vedem așa o siluetă în aceasta care să atragă atenția. Și pe aceea aș pune pe aici o verticală, nu, mă. Și pune o verticală din aia tot așa, știi? Aici o cracă ceva și oameni. Da? Să fie cât de cât dominantă verticală, în prim plan, știi? Ceva mai de-al nostru. Da, aici avem o mică problemă, desene de începători, evident. Vine paralel, vine până aici, se întoarce, da? Aici se întoarce așa. Dar încearcă să înțelegi cum vin punctulețele astea cu 60 de grade și orizontala. Da? Da. Veți un talent de le învârtiți în creier, nici nu am mai văzut eu. Parcă nici eu nu le mai văd, nu? Vine așa, 60 de grade cu setea, vine așa și ăsta altul vine așa. Și se iasă așa o formă de asta. Aici e bine. Ăsta are un punct de fugă prea apropiat. Bine, are multe. Da, deci asta parcă văd privirea, nu? Deci să tragă un pic punctul de fugă mai departe, știi? Și un pic mai micuțe astea, treptele astea, că sunt prea gigant. Fai, casa asta este... Da? Cade într-o parte. Ce să zic? Obișnuiți-vă cu ideea. Linia orizontului, punct de fugă în stânga, punct de fugă în dreapta. Da? Acum parcă e prea simetric, prea se văd amândouă la fel de bine. Să punem noi linia orizontului așa aici. Da? Punct de fugă în dreapta. Punct de fugă în stânga. Știi ce zic? Mai aproape. Să pară mai deformată pe o parte asta. Ar trebui corectată cu totul. Da. Aici, da, o tentativă de cupe diagonală spațială. Da, foarte bine. Cam nașpa, scuză-mă, asta de aici, dar e ok. Ai înțeles tu ceva, dar nu mi-aș bate capul momentan cu astea. Da, desen bun începător.
să vină și astea 60 de grade și orizontală, știi? Și știi că dacă pui pernuța asta aici, să-i pui și o umbriță, știi? Mamă, ce bătaie de cap o să fie cu admintele astea, de-abia aștept. Războială. Da, și aici vine o umbriță, da? Că urcă de la... Da? Hai să încercăm să o decalăm la orizontală aia, știi? 60 de grade și direcție orizontală. Știi, să o decalăm cum trebuie. Da? Nu e rău, dar să o decalăm cum trebuie. De-abia aștept, adică, da, foarte frumos cu pe diagonal, foarte frumos cu umbriță. Da, more or less there, da. Uh-huh. Da, hai să încercăm să construim și în spate. Cam lunguiață căsuța asta, hai să o facem mai scurtă, că prea... Face sens ce zic? Da, mai scurtă. Că prea e așa arată în fațadă. Am mai văzut-o? Da, asta e ok, hai să luăm mecherul, să întărim liniile importante. Iar și desene de începător, la început e pur și simplu să încerci să duci o chestie până la capăt. Deci e bine, aici e cam, da, un pic simetric iarăși. Da? Mai degrabă ar fi așa ceva, știi? Se simte admiterea în aer. Super. Da, asta e bine, cum ziceam, întărit muchile. Foarte bine, aș pune aici un truc grafic, ceva, o dominantă verticală, o umbriță, o înghețată care plutește, da, și aici o umbriță, ceva, da? Mă simt să verificăm astea la sfârșit, hai să verificăm planurile la sfârșit, ohoho, ia uite-te. Da, nu e rău, un pic de stradă aici n-aș strica, da? Mm-hmm. Cam pisturiat. Poate mai tem din astea, un pic din golul ăsta împușcate. Da. Cracă aici în prim plan. Știi, hai să încercăm să facem aici o stradă cumva. Știm? Mm-hmm. Poate ridicăm un pic plomba asta. Mai punem aici. Mm-hmm. Să completăm și aici un pic clădirea asta cu silet, un pic mai, un calcan din asta un pic mai expus, ia asta așa un pic. Da. Și asta trebuie să iasă un pic în afară. Nu prea le-aș vedea așa ieșind ele în consolă, ci din potrivă cu un soclu, să zicem, mai mare, știi, da? Aha, soclu ăsta trebuie să vină până aici. Da? Mă. Da, hai să vedem foarte bine. Ia un albastru. Și hai să punem în astea esențiale. Un accent aici undeva. Știi, și un accent aici undeva. Nu uita umbrițele. Trebuie să aibă niște umbrițe purtate chestiile astea, da? Da, și avem aici oamenii noștri cei dragi. Da, nu e rău. Tot așa, aș pune un accent din ăla vertical pe unde s-ar putea. Vestul cu gen, cu albastru ăsta probabil. Adică o complementară la... Ce portocaliu. Mm-hmm. Înghețată în flăcări. Da. Foarte bine pus aici. Pus aici. Mă. Tot așa, poate un fundal, poate niște axe din acestea marcate. Da? Nu l-aș face așa colorate, le-aș lăsa... Nu înțeleg de ce le-ai colorat. Parcă toată că le... nu le gândești deloc.
liniște, să desen de linie normal, că nu ne ajută cu nimic dacă stă așa, da? Și să întărim conturul ăsta. Da, nu e rău aici, ai scos... Da. Este ce niște probleme de vizibilitate. Hai să băgăm grafit peste chestia asta, da? Ca să iasă cum trebuie. Da. Da, e ok. Încearcă să-i pui și aici diagonale ca să pară că e... Ce vrei să zic? Ce dracu e asta? Care ești tu în interior? Și ele nu... Alia, pană, parcă le... Nu trăgeau și astea toate la același punct de fugă în stânga? Că nu intră în creier. Ai vreo chestie de asta? Un fel de autism? Nu, sincer, nu zic că nu vreau să jignesc pe nimeni. Cum n-ai putut să construiești aici și aici un pic, dar în rest nu se mai poate. Ca și cum... Nu înțelegi că dacă aici e întărită chestia asta ca să iasă în evidență, ce dracu n-ar fi întărită și aici? Ca să iasă la fel în evidență? Exact aceeași chestie? Ce mai bine? Vezi că, iarăși, în continuare, punctele astea de fugă sunt paralele. Iarăși, nu se leagă în creier că trebuie să fie radiale? Să tragă la un punct de fugă la care converg toate astea, să nu fie ele paralele, așa? Ca la o axonometrie? Adică ca la ce am făcut la colegii de la care visam la început? Și trebuie să convergă la puncte de fugă? Aici e bine. Tot așa, hai să punem o axă, ceva de compoziție. Aici e bine cum plutește cu chestia asta. Ce dracu mi-arăți mizerile astea? E așa ca să vedem... Și ce dacă le pozezi așa? Că asta e o planșă care din toată planșa e făcut atâta sus segmentul ăsta și e nașpa făcut. De ce îl pozezi așa ca și cum e ceva? Ce vrei să-ți corectezi la asta? Mizerie. Da, și ce un pic am mortăciune așa. Tu vezi piesa asta sincer, vezi piesa asta prinzându-se peste asta altă? Nu-i cam micuță? Dezastru. Faptul că eu sunt politicos și nu zic că un desen e de căcat, nu înseamnă că nu e de căcat. V-ați prins și voi că încerc să scop partea bună a lui, da? A desenului. Dacă câteodată e foarte greu de văzut partea bună. Deci e o mortăciune de desen. Aici începe să fie mai bine. Uite așa, e minimul de ce-o fi. Ce vrei să zic? Pune și tu un caroiaj. Nu? Schițați niște oameni pur și simplu. Ce n-ar fi ca de fiecare dată câte ceva interesant? Hai că mă uit la apartamentul în sfârșit. E foarte bine.
Foarte bine așa. Asta mi se pare un pic suspect aici, se poate să tragă un pic mai așa. Pătățile astea sunt cam micuțe, dar e bine. Chiar e foarte bine. Hai să luăm niște un echer. Ce vrei? Desen bun? Desen bun. Foarte sensibil. Să luăm un echer să întărim muchile astea importante, da? Deci să tragă un pic mai bine, să fie radiale, da? Înțelege de a început chestiile astea. Nu ai nevoie să ți-e zic de 100 de ori. Cum e în alte cazuri. Hai să întărim aici. Foarte bine. Să întărim secțiunile astea. Sunt un pic sceptic la piciorușile astea de căpriță. Zici ca o mică copită aici. Tu ești sigură că ai făcut elurile astea cum trebuie? Da, ceva nu e bine aici. N-ai construit elipsele astea cum trebuie. Da, e clar. Ceva. Da? Cum era? Maximul, minimele și 45 de grade. Maximul. Aici e problema că nu e tăiat ăsta pe mijloc, înseamnă să vină tăietura mai pe interior. Bun. Deci sunt sceptic că vine asta, cred că vine mai așa, mai în interior. Ceva, e ceva greșit aici. Ar trebui să vină asta un pic mai deschise așa. Foarte bine, uite. N-am ce să zic, e un pic prea mortăciune, dar e ok. Hai să scoatem, adică avem cu ce lucra. Să scoatem cu muc, da? Cu echerul muchile astea importante. Încearcă să-i pui, să atentezi măcar, să-i pui un pic de detaliu. Oameni, umbre purtate. Da. Da. Tot așa, aș face, nu știu, o verticală de asta, o chestie, știi? Să iasă în evidență, aș pune o mașină aici, am prin plan ceva, adică umplutura în aceasta clasică. În schimb, bă, aici e plin de greșeli de perspectivă, iarăși inconsistență logică. Știi? Da, hai să punem accentul pe asta, pe asta. Și aici, să repar silueta asta, poate să o întărești. Să repar perspectiva. Știi? Și hai să vedem ce iese. Poate este ceva mai, da, un pic mai interesant. Nu e rău ce avem aici, e destul de finuț. Hai, umbrițele, un pic de fundal. Foarte bine. Foarte bine asta e, da? Și aici și acolo, da. Mai e un singur cub, acela tăiat cu un plan oarecare. Da? Facem și pe acela să gliseze. Ce veselie ceasul ăsta. Încearcă să le construiești un pic mai mult, că nu mi-e clar aici ce avem. Ia echerul pur și simplu și întărește ce, unde vin muchile. Dar aș vrea să fie ceva mai construit. Nu mă urma de mult pe griurile astea. Ce lampă cu flori. E improbabil să fie așa lampa. Da. Hai să încercăm să scoatem muchile astea în spate. Pune și tu picioarele. Asta așa cu fața asta ciudățică, că vedem ce facem.
fugiți în general de chestiile astea care arată ca, da, ca fețe umane, ca sunt la limită între chicios și, știi? Să încercăm să construim în spate neapărat. Vreau să văd toate liniile astea de construcție. Ei, aici au ceva pufii. Da? Hai să încercăm să-i lăsăm și dacă mai știi, la cilindri era mucheia cu alb. Este așa. Să-i dăm un pic din lucirile alea. Da? Să-i întărim desenul de contur. Uite, construite toate, bine, poate mai e hașura de lucrat. Nu e ceva capă de țară. Totul e logic și totul e, da? Foarte bine, reflexie aici, uite, nu e rău și cu alee, da? Da, sigur. Sigur. Hai să punem niște detalii, uite, vezi? Ceva de genul ăsta. Aici am schimbat un pic mortar. Dar ai pus deja omul de asta verticală. Ce când se pune niște umbre, ceva să iasă mai mult în evidență. Dar nu e rău. Hai să întărim liniile importante, să încercăm să mai scoatem din volumele astea principale un pic în evidență. Pistolul ăsta aici e, da? Topor, pistol, da? Dar nu e rău. Uite la planul mai acolo. Adică acum. Intri, depozitare. Ia uzi. Nu mai de bine. Hai să deschidem asta aici, să lăsăm depozitarea simplă, fără... Nu, sunt pur și simplu rafturi și aici e perete, da? Asta de aici dispare. Asta așa. Intri, da. Bucătărie, da. Da, asta cred că ar merge mai bine așa pus aici. Sala de fitness, da, merge foarte frumos. Lasă așa un pic o terasă mai micuță, dacă se poate, da? Ca un balconel de ăsta și masa cu două scaune aici. Da, intri așa aici, da, baia, da. Da. Pe jos gresie, aici ce avem, intrăm. Un dormitor, grup sanitar, da. Foarte bine. Nu știu ce e asta. Aș face o să fie o debara așa, știi, și cu ușa se deschide așa. Știi? Da. E ceva aici, aiurea. Nu știu mai exact ce. Bucătăria prea mare pe lângă living, știe? Dacă am deschide aici și am pune depozitare, după ce e nașpa. Asta se tot prelucrează. Un L aici. Să zicem, și intri pe aici în bucătărie, poate că merge o groază. Dar tot nu e ceva bine. Deschide asta un pic mai mult în față, știi, ca să poți să-i pui masa aici. Știi? Și mutăm spațiul de conversație mai jos, ca să iasă dita mai living-ul, da? Și ce e ok. Aici ce avem? Deschidem, da. Da, da. Da, un pic de depozitări aici, poate scăpăm de asta. Poate scăpăm de ușa asta și o punem aici.
Știi? Scapă de ăsta să fie 6, doar să fie 7. Nu știu foarte clar ce e aici. Poate punem iarăși o debară aici, cumva, știi? Se deschide și avem aici depozitarea și aici intri în bucătărie. Da? Imediat. Să vedem, intrăm aici. Depozitare, da. Dar n-aș închide chestia asta, aș lăsa o sticlă, da? Ca să se vadă prin ea. De la masa. Și extinde chestia asta aici, ca să ai măcar living un pic mai mare. Și pune masa așa, dacă e cu 6. Oho, urechiușa asta de aici e diabolică. Aș... da. O secundă. Că asta ar trebui să meargă drept. Aici probleme. Este prea... Pus chiuveta așa. Sunt astea prea mari. E, trebuie să fie sigur un pic mai mici. Deschidem așa. Deschidem așa. Aici ușa așa. Cu așa, pe aceeași ax. O depozitare aici. Și o depozitare în L aici. Știi? Și pe aceea intri direct în... Da? Hai că nu e rău. Deci avem aici. Intri, da, da, da. El-ul ăsta parcă e un pic nașpea să facem așa drept, pur și simplu. Să fie un, să fie așa, pardon. Da? Nu știu ce e ăsta. Dacă o toaletă în aceea ar trebui și 70 lățime la blat. Da, ce bine. Nu, ce vagon avem aici, dar s-ar putea să fie așa. Deschis, da, o depozitare, da. E prea mică, e prea îngustă bucătăria asta. Trebuie să mai mănânci un pic din asta. Din dormitor. Să aibă un 2,5 aici metri, da? Hai să încercăm să facem la fel, să deschidem o depozitare aici, cam enervant. Și deschidem așa ca să, da? Să ne avem o dita mai bucătăria. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, dar merge pentru moment. Da? Și masa cumva pusă așa aici. Încerc să mai duci living-ul mai jos. Da, merge aici așa, da. Intri. Nu știu, 1,20 la unde e. Că am impresia că nu mai e. 2,4. Da. Hai să punem aici de baraua. Și aici bucătăria. Da? Nu e rău rest. Aici poate mă deranjează. Ori mai pui o ușă, ori nu-i pui deloc. Și aș perețel aici. Și rest e tot ok, da? Deci mai avem un plan, ia. Intri, da. Vezi și voi ușile astea să fie aceeași dimensiune, da? 90, 90. Asta e ușa de Buddha. 70, da? Foarte bine aici. Cred că ar merge. E un pic cam mult spațiu irosit. Poate... Dă-mi o secundă. Poate mutăm locul de la masa cumva aici. Da? 6. Și canapeaua cumva așa aici, știi? Să fie un pic mai mult... Și ce e bine mișcarea asta cu, da. Dar vreau să fie totul pe aceeași ax. Adică zice să ai ușa așa aici. Da? Și cam astea sunt. Fără mizerii.
te rog eu frumos, fără desene prost făcute, nu are niciun sens. Sunt aici câteva, și tu cine ești, de wow, oribil. În rest, grafică, da? Hai să încercăm să băgăm niște grafică, hai.